vreți să plecați în vacanță? Foarte bine! Vreți să veniți în Turcia? Și mai bine! Timp de câteva emisiuni vă invităm alături de noi pe coastele sudice și vestice ale Turciei ca să vă arătăm unde vă puteți caza și ce obiective interesante aveți de văzut. Haideți că avem multă treabă! Să înceapă jurnal de vacanță în Turcia! Cine nu a auzit de Kuşadası? Toată lumea venea aici în anii 90 să vedem ce are Kuşadası în plus și în minus față de alte perle ale litoralului turcesc. Săptămâna trecută am rămas cu excursia noastră în cocheta stațiune Çeşme de pe coasta vestică a Anatoliei. De aici pornim astăzi către Izmir, urmând a coborâ spre sud, unde ne așteaptă renumita stațiune Kuşadası. Înainte însă de a ajunge la Kuşadası, ne oprim lângă orașul Selciuk la câteva monumente istorice care nu trebuie ratate. Casa Sfintei Fecioare Maria, orașul antic Efes și templul lui Artemis, sau, mă rog, ceea ce a mai rămas din el. Surprinzător pentru o țară islamică, Turcia are foarte multe locuri legate de istoria creștinismului. Efes este unul din orașele des amintite în Biblie. Conform părerii unanim acceptate, Sfânta Fecioară Maria și-ar fi petrecut ultimii ani pământești în această zonă. În Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 19, stă scris: iar Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Sfântul Ioan a părăsit Israelul pentru a se stabili în Efes. Izvoarele istorice nu spun ce s-a întâmplat cu Fecioara Maria, dar există indicii că aceasta l-ar fi urmat pe Ioan, la Efes. Pe un deal, într-o pădure deasă, veți găsi astăzi casa refăcută a Sfintei Fecioare. Ruinele au fost descoperite în secolul al XIX-lea datorită credincioasei bavareze Catherine Emmerich, care a avut o viziune tocmai în noaptea de Paște. Un episcop din Efes a recunoscut în descrierea visului dealul Meriemana și a găsit în mijlocul pădurii ruinele unei case din secolul I. Se pare că aici ar fi fost ridicată și o mică biserică în secolul al IX-lea. Locul a fost binecuvântat într-o vizită a papei în anul 1967 și declarat oficial ultimul adăpost pământesc al Sfintei Fecioare. Sub biserica reconstruită se găsesc niște izvoare cu presupuse puteri tămăduitoare. Mii de credincioși vin aici an de an pentru a se ruga Sfintei Maria pentru a bea din apa care a stins setea Fecioarei în ultimii ani dinaintea înălțării ei la cer și pentru a lăsa un răvaș cu dorințe în zidul de lângă izvor. Se spune că dacă pui aici un bilețel cu o dorință, aceasta se va îndeplini. Eu îmi doresc ca viața tuturor să fie o continuă vacanță și nu doar la jurnal de vacanță. De la Casa Sfintei Fecioare coborâm către cel mai vizitat sit arheologic al zonei, orașul antic Efes. Efesul este cel mai bine păstrat și cel mai evocator oraș antic de pe țărmul mediteranean răsăritean. Oracolul din Delphi a călăuzit aici pe grecii ionieni în secolul al XI-lea înainte de Hristos, dându-i conducătorului Androcle următorul sfat: locul noului oraș se va arăta de un pește. Urmează porcul mistreț. Legenda spune că ionienii au dat apoi pe aceste meleaguri peste niște oameni care își preparau mâncarea. Un pește, pus la frigare deasupra focului, a sărit împroșcând cu jar o tufă. Incendiul iscat a speriat un mistreț care a rupt-o la fugă. Ionienii au urmat animalul până la muntele Coresos, unde au pus bazele noului oraș. Efesul, cu ieșire la mare în acea vreme, a devenit curând un puternic port comercial și un centru sacru pentru celebrarea zeiței Artemis. De-a lungul timpului, orașul a fost cucerit de lidieni, atenieni, spartani, perși și a reușit chiar să rămână neutru în timpul războaielor greco-persane. Alexandru cel Mare l-a anexat vastului său imperiu și legenda spune că marele cuceritor a fost uimit de paragina în care se afla templul Artemisei. La fel ca majoritatea orașelor grecești din Asia Mică, Efesul a devenit oraș roman, iar apoi creștin, deși nu fără opoziție. În Faptele Apostolilor, Sfântul Luca scrie pe larg despre popularitatea zeiței Artemis, Diana. Argintarii efeseni l-au izgonit pe apostolul Pavel din oraș, de teamă că învățăturile acestuia ar fi îngreunat comerțul cu ofrande de argint pentru Diana.
Acest anfiteatru este locul în care Sfântul Pavel a încercat să-i creștineze pe efeseni, dar aceștia nu au vrut să renunțe la cultul zeiței Artemis, provocându-se o revoltă în toată regia. Efesul a fost grav afectat de înmolirea portului său, care devine de nefolosit în secolul al VI-lea după Hristos. Localnicii s-au mutat în Selciucul de azi. Noul oraș a fost fortificat, iar în anul 1000 a fost atacat atât de către cruciați, cât și de către turci. Orașul primea numele de Agios Theologos, numele sacru al lui Dumnezeu. Bizantinii au stăpânit Efesul până în 1304, când a fost trecut sub ocupație otomană. Ruinele ce pot fi admirate azi au fost redescoperite la sfârșitul anilor 1800. Străzile pavate cu marmură, care mai păstrează urmele carelor de odinioară, trec pe lângă clădiri și monumente parțial reconstruite. Intrați în sit pe la Porta Magnezia, veți trece pe lângă Odeon, piața orașului Agora și Nimfaion. Lăsând în stânga templului Domitian, vă întoarceți în timp cu fiecare pas pe strada Curetes sau drumul grădinilor. Calea coboară către intersecția cu strada de marmură. Puteți privi în ghid pentru a înțelege cum se înălța odinioară templului Hadrian sau puteți pur și simplu să vă lăsați pradă visării de a reconstrui cu puterea fanteziei propriul dumneavoastră oraș antic. Efes, pentru unii înseamnă doar o altă marcă de bere. Foarte bună, ce-i drept. Pentru alții însă Efes înseamnă istorie și mult mai mult decât atât. Poarta lui Heracles domina drumul grădinilor cu cele două coloane cu basoreliefuri. Rând pe rând veți trece de fântâna lui Traian și fântâna Palio pentru a ajunge într-un final la cel mai fotografiat obiectiv din Efes, Biblioteca Celsus. A fost construită în anul 135 după Hristos de către Iulius în cinstea tatălui său Celsus, guvernatorul general al Asiei. Sala bibliotecii se afla la înălțime și se poate ajunge urcând 9 trepte. Biblioteca avea două nivele și înăuntru se găseau 4 statui care reprezentau justiția și virtutea. Nișele din pereți cu mici colonade erau utilizate ca rafturi pentru manuscrise și pergamente. Mulți fotografiază intrarea, dar puțină lume știe că în spatele bibliotecii se găsește mormântul lui Celsus, la care se poate ajunge printr-un coridor subteran lung de 15 metri. În dreapta bibliotecii se găsește poarta lui Mazeus și Mitriade, care constituia legătura dintre Agora și bibliotecă. Vis-a-vis de celebra clădire a lui Celsus se găsesc ruinele unei construcții care se presupune că ar fi fost un loc al vicilor. Clădirea aceasta este un, cum să mă exprim eu pentru telespectatorii noștri de vârstă mai fragedă, este un lupanar, dragii mei. Un loc unde învățații, după ce studiau în biblioteca de vis-a-vis, aveau un culoar subteran prin care veneau aici pentru a se întâlni cu persoane prezentabile. Din fața bibliotecii pornește drumul de marmură care este flancat în dreapta de abrupturile dealului Bülbüldai, muntele privighetorii, anticul Coresos. În antichitate, calea de marmură avea o lungime de 4 km și artera era împodobită cu coloane înalte de 8 metri, minunat decorate cu basoreliefuri. După câteva zeci de metri veți ajunge la cel mai impresionant monument din Efes, Marele Teatru. Avea o capacitate de 24.000 de locuri și a fost înălțat pe 3 nivele. La ridicarea sa au contribuit împărații romani Nero, Septimius Severus, Claudius și Traian. Era conceput din rânduri circulare împărțite în secțiunea câte 22 de trepte. Scena are un diametru de 50 de metri. În epoca clasică a Greciei, teatrele nu aveau scenă. Acțiunea avea loc în cor. În perioada elenistică s-a introdus o scenă mică pe care romanii au dublat-o. Ca urmare a apărut șirul dublu de coloane împodobite, precum și rândul unic de pilaștri, care pe vremuri susțineau scena.
De jos puteți observa cum auditoriumul devine tot mai înclinat pentru a oferi o vedere bună chiar și locurilor ieftine din spate și pentru a avea o acustică de invidiat. De la Marele Teatru se ajunge spre fostul port pe calea Arcadiană, una dintre puținele străzi iluminate în afară de cele din Roma. Înainte de a ieși din sit, mai puteți vizita băile termale din port și un alt monument, Biserica Sfintei Fecioare Maria. Este prima din cele 7 biserici ale Apocalipsei, fondată în anul 54 după Hristos de către Apostolul Pavel. Prima biserică creștină din Efes a fost construită cu o curte lungă în stil clasic, înconjurată de coloane de o frumusețe uimitoare. Curtea măsura 260 de metri lungime, adăpostea în interior sala de botez și era construită în formă de bazilică. Împăratul Constantin a fost cel care i-a dat în anul 313 numele Sfintei Fecioare. Cel de-al treilea conciliu ecumenic a decretat aici sanctificarea Fecioarei Maria ca mamă a Domnului. În anul 449, biserica a fost proclamată leagăn al creștinismului. Baptiseriul acestei biserici este cel mai bine conservat din întreaga Anatolie. La începuturile creștinismului, cei care se botezau aveau vârste chiar foarte înaintate. De aceea aveau nevoie de baptisterii foarte mari pentru a se boteza. Foarte aproape de Efes se găsește ceea ce a mai rămas dintr-una din cele 7 minuni ale lumii antice, Templul Artemisiei. Pe teritoriul de astăzi al Turciei există 2 din cele 7 minuni ale lumii antice, mausoleul din Halicarnas în actualul Bodrum și Templul Artemisiei din Efes. Și dacă la Halicarnas există o scuză că nu s-a mai păstrat mausoleul, și anume pietrele au fost necesare construirii castelului din Bodrum și decorării saloanelor British Museum, aici templul lui Artemis a fost scufundat în această mlaștină care nu permite nici arheologilor să sape pentru a găsi vestigii ale acestei minuni a lumii antice. Astăzi, singura coloană rămasă în picioare și aceea refăcută nu poate marca decât cel mult locul pe care se ridica templul. Vorbind despre edificiul antic, construcția acestuia a început în anul 650 înainte de Hristos și a durat 220 de ani. Cele 127 de coloane de marmură albă înalte de 18 metri care înconjurau altarul cu statuia zeiței trebuiau să amintească, spune legenda, de cei 127 de principi care s-au ruinat pentru a ridica templul. În prima sa formă, templul Artemisiei n-a rezistat decât 3 sferturi de veac. În anul 356 înainte erei noastre, un incendiu l-a distrus complet. Incendiul, care, conform legendei, s-ar fi produs chiar în noaptea nașterii lui Alexandru Macedon, a fost provocat în mod intenționat de un anume Herostrat, care astfel voia să intre în istorie făcându-și numele nemuritor, ceea ce a și reușit. 3 decenii mai târziu, Alexandru s-a oferit să suporte toate cheltuielile de refacere a templului. Efesenii au refuzat cu politețe și mult tact generoasa ofertă, dar au reconstruit edificiul. Construirea unui templu uriaș într-o zonă de cutremure a fost rezolvată prin alegerea unui teren mlăștinos peste care s-au așezat straturi de cărbune de lemn și saci cu pietre. Soluția a fost eficace. Nu cutremurele au distrus impunătorul edificiu de-a lungul veacurilor, ci războaiele, jaful și intoleranța religioasă. Ajungem în sfârșit și la Kushadasi. Cunoscut ca unul dintre cele mai atractive orașe de la Marea Egee, acesta este situat pe coasta vestică a Turciei, la 90 de km sud de Izmir. Scăldat de valurile Mării Egee, Kushadasi sau Insula Păsării este una dintre cele mai importante stațiuni ale Turciei. Comparativ cu Antalya, Çeşme sau Bodrum, am putea spune în felul următor. Sunteți tânăr și vă place viața de noapte? Vreți să gustați aerul Turciei cu un buget mai redus decât cel alocat unei vacanțe la colecția de hoteluri de 5 stele ale Antaliei? Sunteți o fire mai dinamică ce-și dorește excursii la numeroase situri istorice sau rezervații naturale? Atunci Kushadasi este destinația potrivită.
Hotelurile din Kushadasy, la prima impresie comparativ cu cele din Antalya, se situează puțin inferior în ceea ce privește prețul și asta este o veste bună, pentru că sunt tot de 5 stele și nu cred că deranjează pe cineva că în loc de 50 de feluri de mâncare se găsească doar 49. Găsiți și aici hoteluri de 4 și 5 stele, dar ele se situează la categoria echivalentă, ușor sub cele din alte zone ale Turciei. Avantajul este însă cel al prețului. Dar dacă veți alege un sistem all-inclusiv, garantăm că nu veți fi dezamăgiți de vacanța dumneavoastră în Kushadasy. În plus, stațiunea mai are avantajul de a fi situată cu 600 de kilometri mai aproape de țara noastră decât Antalya, ceea ce o face accesibilă și cu autocarul sau mașina proprie. Soluții pentru turiștii cu buget foarte redus, căci 22 de ore pe autocar nu sunt de aici de colo. În aproape fiecare hotel veți primi papuci, cuvânt de origine turcă. Înseamnă încălțare, sau pantof, sau șlap, sau asta de locul. De-a lungul timpului, stațiunea Kushadasy, insula Porumbelului, a înflorit sub civilizații ca cea greacă, romană și otomană, bucurându-se întotdeauna de prosperitate economică. În prezent, cele două parcuri acvatice, Faleza, portul, cetatea de pe insula Porumbelului, bazarul și caravanseraiul reprezintă principalele atracții ale stațiunii. Kushadasy este gazda perfectă pentru cei veșnic îndrăgostiți de razele soarelui și de briza mării. Iar savoarea unui apus de soare văzut pe geamul hotelului pe acordurile unei melodii romantice este de neuitat. Cum apune soarele, cafenelele și restaurantele de pe bulevardul cu palmier încep să se umple, aici putându-vă bucura atât de ospitalitatea turcească, cât și de exuberanța turiștilor din toate colțurile lumii, un loc unde puteți descoperi numeroase lucruri noi. Dacă vreți să sunați în România, tarifele de roaming din rețelele grecești sunt de circa 4 ori mai ieftine decât cele percepute pe rețelele turcești. Da, da, vorbesc, mă filmează Sebastian acum, da. Aoleu, mergem că? Da, ok. Ca și posibilități de cazare, în Kushadasy găsiți de toate, de la vile până la hoteluri de 5 stele. Evident că alegerea este doar a dumneavoastră în ceea ce privește categoria, arhitectura, culoarea sau locația hotelului. Ospitalitatea turcească omniprezentă în întreaga țară se regăsește și aici, la fel ca și aromele orientale. Kushadasy este deservit de două aeroporturi, cel din Izmir și cel din Bodrum. În marele port al stațiunii ancorează în sezon numeroase vase de croazieră pentru a aduce turiștii către Efes. Există linii de feribot către insula grecească Samos, aflată la doar câțiva kilometri în larg. Centrul stațiunii este legat de hotelurile întinse de-a lungul coastei prin curse de microbuze, Dolmuş. Unul din cele mai mari hoteluri din Kushadasy deține și cel mai impresionant aquapark din zonă, pe care îl puteți testa chiar dacă nu stați la hotelul menționat. Și dacă în Antalya aproape fiecare hotel are mini aquaparkul său, ei bine, aici în Kushadasy am găsit un hotel care are un aquapark imens, care ne cheamă să ne udăm! Ia vacanța plutitoare, în piscină, nu la mare! Începe distracția! Oyuncak eğer ki
Bak ayrılık boyunumu büktü. Sevdan yalan, ben günahkar. Sağır sultan bile duydu. Feryadımı duymadı dağlar. Yalanların gerçek olsa sevemezdim bundan fazla. Çok önceden kırıldı kalbim. Acesta este cel mai tare topogan și totodată cel mai rapid și e foarte bine, dar știți de ce? Ca să ajungem mai repede la cele trei cadâne care ne așteaptă jos. Insula Păsării este combinația perfectă între mistic și modern și un adevărat paradis al cumpărăturilor. Puteți alege unul din numeroasele magazine din centrul stațiunii, dar noi vă sfătuim să nu ratați celebrul bazar cu străduțe înguste, pline de farmec, în care pentru a cumpăra vrute și nevrute puteți apela de la gesticulări până la orice limba a pământului. Pierde matasa. Poftim. Că e un pic mare, nu? Mare, avem mai mic. Nu mai e. Se pare că se vorbește românești. Asta să nu mai nu mare. Câte limbi vorbiți? 11. Care? Balcan tot. Da. Europe. Govorite srpski? Razumem srpski, da. Razumete srpski? Razumem srpski, da. Dobro, kako, razum. Kako ste? Dobro, ti kako? A, vrlo dobro, vrlo. Šta radi ovdje? A, ja sam turist. Turist? Da si. Turist. Ja sam prodam čovjek. Što hoćete sve ima ovdje? Govorite, govorite pa ruski? Da, pa nema je, pa ćemo nijet. Sve хорошо? Sve хорошо. U nas klijent nije očin ploha. Sezona ploha idut. Besel teď Mađarul? Ja, na tudo bisto. Mađo, hoću vas, jo! Nađo, jo, Mađo! Hodi vjak. Mađo, Adrian. Adrian, eniš iz Bora. Le kopile džakave, vre? Nu, da, asta la 50. Asta nu merge. Asta 60? Nu. No. 90 merge. 80. Da, merge. Ok. Vrei? Gata. Vazgeçilmek çok zormuş, insan aşktan resmen soğuyormuş. İndim aşkımı daha, daha indim. İndim terk edilmek bedava. İndim aşkımı daha, daha indim. İndim vazgeçilmek bedava. Hoş, Türkiye'ye hoş geldiniz. Aproximativ 6 lei, un pahar de suc proaspăt de fructe. Și cu usturoi, dacă vreți.
Apusul soarelui pe micile străduțe ale bazarului, acompaniat de chemarea muezinului la rugăciune, le transpune în totalitate în aromele Orientului. Orice ar fi, dacă mergeți în Turcia, nu trebuie să ratați a savura un ceai tradițional. Ceai turcesc într-un cadru natural extraordinar, doar în Turcia pot găsi. Niciodată să nu ratați așa ceva. Sau o cafea turcească, chiar și pe fugă, între două scufundări. Eurotravel, concediul tău cu o reducere de până la 35% pentru rezervări timpurii. Antalya de la 395 de euro, hotel 5 stele all inclusive. Creta de la 367 de euro, 4 stele all inclusive. Kushadasi de la 438 de euro, 5 stele all inclusive. Eurotravel. Creta, Rodos, Zakynthos, Cipru, Malta, Mallorca, Tenerife, toate cu avion din Budapesta. Ai un vis? Îndeplinește-l. Numai prin Eurotravel. Acesta a fost Kushadasi. Până săptămâna viitoare, când ne vom revedea la Bodrum, güle güle, Turcia!